Шалом алейхем. Suntem aici în numele lui Yeshua HaMashiach, Iisus Hristos, Mesia lui Israel. Iisus Hristos care e Mesia neamurilor, Mesia întregului pământ, a neamurilor și a lui Israel, a Israelului și a neamurilor, ca să nu fie nicio vorbă dintr-o parte sau din alta. Tema care învățăm astăzi, taina de astăzi, se numește rugăciune. Astăzi o să învățăm despre rugăciune și în ebraică îi spune mitpalel. Interesant, unde putem găsi taina asta mitpalel? Și un alt lucru, pentru ce este necesară rugăciunea? Rugăciunea e cel mai apropiat mod cum un om poate să comunice cu Dumnezeu. Da, noi putem comunica cu Dumnezeu și prin faptele noastre, noi facem ceva, Dumnezeu ne răspunde prin altă faptă. Sau Dumnezeu ne întreabă printr-o faptă, noi răspundem prin alta. Sau Dumnezeu poate vorbi prin vis, prin situație, prin una alta. Dar noi putem vorbi cu El în cea mai ușoară cale, rugăciune. Dacă o faci sincer. Și în ebraică sună mitpalel. Dumnezeu l-a creat pe om ca să aibă o relație cu El, cu Dumnezeu. Omul nu poate fără să aibă o relație cu Creatorul Său. Dacă omul încearcă să facă așa, o va duce foarte greu și totuși la anumite momente, la anumite situații în viață, el neapărat va căuta Creatorul, neapărat se va ciocni de rugăciune, de mitpalel. Și acum, când Dumnezeu l-a creat pe Adam, uite, eu am să scriu aici cum se scrie Adam. Adam se scrie așa. Alef, da? Alef. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, spune că Dumnezeu vorbea cu Adam. Știți, în limba ebraică, știți cum se spune la oameni? Nu există așa cuvânt în ebraică cum au românii. De exemplu, românii au la oameni cuvântul oameni. Dar în ebraică nu e așa cuvânt. În ebraică este Bnei Adam sau Ben Adam. Orice om e Ben, Ben înseamnă fiu. Orice om e Ben Adam, fiul lui Adam. Dacă te duci, de exemplu, la școală, zici, uite, a venit un Ben Adam, dacă tu zici, cine a fost cineva aici? Da, au fost câțiva fii de la Adam, din China. S-au intrat un Ben Adam din America aici. Adică Adam, toți copiii pe glob sunt fiii lui Adam, în ebraică, sunt Ben Adam. Pe că pe Adam, pe Ben Adam sau pe Adam, pe om, Dumnezeu l-a creat și punem aici, scriu numele Adam. Și acum luăm fiecare literă în parte. De exemplu, dacă luăm Alef-ul, dacă luăm Alef, atunci noi avem așa. Scriem litera Alef pe lung. Și Alef pe lung o să fie așa. A Alef. A Alef. Alef. Asta e Dalet. Litera asta altă e Dalet. Dalet o să fie așa. D. D. L. Și T. Dalet. Și aici avem, asta e Dalet, și aici avem litera Mem. Și Mem se scrie așa. Avem aici M-U. Coram un pic. Asta e M care se scrie în mijlocul cuvântului sau la început. Și aici avem un M care se scrie la sfârșitul cuvântului, dar practic au aceeași valoare. Când dăm să codificăm, decodificăm ceva din Biblie,
litera mem de la sfârșit are aceeași valoare ca și mem de aici, la început. Ceea ce ați întâlnit în emisiunile care s-au făcut înainte de asta. Acum e interesant un lucru. Uite, așa se scrie Adam, ceea ce înseamnă om, și Adam, prima literă e Alef, Dalet și Mem. Acum, dacă noi scoatem prima literă din fiecare cuvânt, normal, că nu o să ne dea Adam. Ia uite, uite aici. Eu scot prima literă A, Alef, da? Scot a doua literă, adică, ia, prima din cuvântul ăsta și asta o să fie D, și scot prima literă din a treia cuvânt, Mem. Și asta o să fie Adam, da? Uite, A, D, M. A, D, M. Adam. Acum, dacă eu le scot pe astea Adam din imaginea voastră, uite, eu le șterg. Eu le șterg pe ele. O șterg și pe Dalet și o șterg și pe Alef. Ce litere mi-a rămas nouă? Uitați-vă atent, cuvântul rugăciunii. Mit, palel. Nouă mi-a rămas mit, palel. Trebuie să ne întoarcem înapoi. Adică mijlocul rugăciunii. Omul pentru asta a fost creat, ca să aibă o relație cu Dumnezeu. Mit, mit, pa, avem exact literele care sunt în cuvântul rugăciunii, mit, palel. Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om pentru rugăciune, ca omul să se întâlnească cu el în rugăciune. Mit, mit, palel. Și ultimul L e în mijlocul lui Adam. Rugăciunea trebuie să fie cel mai important în viața ta, mijlocul vieții tale. Tu trebuie să ai relații cu Domnul în rugăciune. Nu numai te-ai dus, ai ascultat o predică, ai cântat o cântare, dar tu trebuie să fii în rugăciune cu El, să-i vorbești Lui. Pentru că Adam a fost creat și pentru mit palel, să aibă o relație cu Dumnezeu. Întrebarea mea, este în tine mit palel? În Adamul din tine este mit palel? Sau este doar o formă de evlavie? Trebuie să fii foarte atent. Tu ești creat pentru mit palel și pentru rugăciune. Deci pentru mit palel, pentru rugăciune. Te așteptăm în emisiunea următoare.